Veniturile Consiliului Județean s-au majorat față de anul precedent. Conform proiectului adoptat, CJ Galați are la dispoziție peste 200 de milioane de lei pentru cheltuieli, din care 20 de milioane de lei provin din excedentul bugetar al anilor precedenți. Din această sumă, reprezentanții instituției publice au prevăzut pentru dezvoltare 40 de milioane de lei. Consilierii au alocat pentru acest an 13 milioane 500 de mii de lei pentru drumurile pe care CJ le are în administrare. Consilierii PNL au cerut asigurări că în acest an se vor face îmbunătățiri pentru mai multe segmente de drum județean în zonele Nicorești, Buciumeni, Cerțești și Matca. Instituția riscă să fie dată în judecată și să piardă procese pe bandă rulantă din cauza stării deplorabile a infrastructurii. Country managerul Costel Fotea i-a asigurat pe consilier că la Nicorești, în dreptul spitalului, pe o porțiune de 1 km, va fi covor asfaltic și tot în cursul acestui an va fi începută și lucrarea de 4 km pe drumul Nicorești-Buciumeni.